Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou videoclip. De aceea asta ne vom juca Find the Button. Aici o mapă făcută de Bluzeu. Și dacă vă place, apăsați pe butonul de like și subscribe, fiindcă mă ar ajuta extrem de mult să apar și la recomandate și să mai cresc în subscriberi. Vedem pe aici un design cu niște chesturi care nu cred că e nimic prin ele. Nu. Un scaun, ăsta cred că ar vrea să fie un fel de calculator. Aici mai avem, sau laptop chiar, mai avem un furnal crafting de ăsta de te duci în end și un decor aici micuț cu un ghiveci în care este băgat un sapling de jungle, copac, așa, în fine. Un sapling de jungle, wood de la, cum s-o numi el, așa, și avem reguli. Salut, bine veni pe lume, făciană, nu uita, GM3 și diff, așa, have fun, difficult, peaceful. Și GM3 însemnând game mode adventure, cred că pure. A, nu, a. Ok, o să las pe de game mode 2 ca să nu pot să spargă. Și avem așa, press start. Și asta e și prima mapă, trebuie să găsim butonașul care l-am găsit deja, cred că ăsta, da. Dificultate medium. Ce e aici în chest? Cred că trebuie să mut un pic minecart-ul ăsta. Sau... presim că-i după el acolo. Aha, uite-l. E, ce nemernic. Dificultate hard. Uite, butoane multe. Oh, nu. Nu e aici. Ia, îmi iau eu armura asta, sau? E de diamant? Aha. Hai că iau eu armura, nu strică. Ia, după asta e ceva? Nu pot să văd. Hai să ne uităm repede peste tot și după aia ne întoarcem la... la nenea armor stand, că am văzut acolo un... A, l-am găsit deja. Dificultate extremă. Avem aici un parkour. Ne uităm repede să nu fie cumva prin copaci pus. Dar nu cred că e în copaci. Prin colțuri, nu cred că l-a pus, că a zis că e extrem. Deci dacă a făcut parcurul e clar că e prin copaci. Hai să îl vedem. Șpeng, șpeng. Mi-a făcut parkour că știe că eu nu-s bun la parkour. Și el cum ar vrea să ajung eu pe blocul ăsta? Că nu înțeleg. The fuck? Ok, o să-mi dau repede game mode 1. Ba nu, era barieră, bă! Ce bulangiu! Cred că a lăsat așa. Ok, o să fac așa atunci, a? Game mode 0. Ca să văd și-o barierele. Ok. Pe aici nu-i nimica. Nici pe aici, ea poate e după shulker box. Bine, poate e în shulker box, dar... nu prea... asta chiar nu o găsesc să mor. Pe aici, mă. Și trebuie să fac parcurul ăsta cumva să ajung acolo. Bă, n-a zis că nu avem voie să spargem, deci... facem niște tricky-tricky. Gata, băieți, am făcut parcurul. Aia asta nu trișez la asta. Opa, așa, gata, am făcut. Și aici ar trebui să fie butonul, da, da, da. Opa, psych. Ok.
Ok. Oi. Dar mai putea fi butonul. Aici nu-l prea văd. Aici nu este, chiar nu este. Deci copacii scoate, sunt excluși că nu e pe aici nimica. Și singurul loc rămâne lava, exact ce am zis și uite aici, în colț. Deci eram sigur că trebuie să fie lava. Teleported! Ai terminat harta. Map created by Bruzeu. Sper că ți-a plăcut mapa. Sper că ți-a plăcut, pardon. Și map created by așa, aici cred că aceleași lucruri, da. Bă, mapa a fost scurtă, dar a fost sincer chiar ok, mi-a plăcut asta, chiar mi-a plăcut. Fiindcă ai pus și de-astea cu psych. Ar fi mai ok dacă ai face mapele un pic numai, nu mult, un pic mai mari și mai lungi dacă se poate. Cu mai multe butoane să am și eu ce apăsa așa între timp. Deci, da, dacă vreți să mai trimiteți o mapă, mi-o trimiteți pe Discord, o să o joc, fac și videoclip. Și da, până data viitoare ne auzim cu un alt videoclip. Ciao, les. Omorâm industria crimă organizată. Ce strălucește și duce coardele în orgasm. Coaiele mele într-un fotoliu de esclav. 666 coarde mă sub de vreo săptămână. Nu trebuia să-mi lăsați cașcavalul pe mână. E cam future, e cam retro, e cam trap și e cam techno. Feeling de Drake cu atitudine de death row. 2, 2, 5, 200.